Salutare fantomelor, suntem pe Madden 2 Rubinum la ora 1 și 2 minute și farmăm din greu, de fapt nu farmăm din greu, facem level din greu. Suntem aici cu Mentosana, care și el farmează, deja avem 84, de fapt el are 85, pentru că e puțin mai avansat având în vedere farmul. El e un farmer de excepție, așa că e obsedat. Mai observat, vreau să zică, dar nu știu ce vreau să zică. În fine, el e mai obsedat decât mine, cu puțin, crește puțin media de obsesie. Și a făcut 85, a făcut înaintea mea, chiar dacă el este ăsta, cum spune, farmerul. Contul principal e mai mic ca farmerul, ca să înțelegeți voi cum stă treaba. Pe lângă treaba asta mai avem și două șamance, care le știți foarte bine, au și ele level 81 sau 82, sunt moarte pentru că Mentosana nu are grijă de ele. De ce nu ai grijă de ele? Învie de că vreau să le văd level-ul, ca să știm ce level au. Hai mă, ca să vedeți și ce după YouTube. Deci are 82, asta este cu Dragon. Și cea cu Lea, care tot 82. Da, suntem în V4, farmăm din greu. Deci stăm de câteva ore aici, bine mersi. E hardcore treaba, pentru că vrem să facem level 90 să intrăm cu toate mapa beta. Oricum nu știu ce creștem șomancile astea prea mult, pentru că noi le ținem pentru buff, dar vrem să le facem cât mai mare și să dăm buff pe bani, să facem bani. Trebuie să facem bani cumva, pentru că pe caracterul ăsta mai am 626 de milioane, deci cam ăștia sunt toți banii, că se adunați după toate conturile. Deci nu avem foarte, foarte mulți bani, cam ăștia ar fi toți care îi avem. Nu știu, nu prea, adică am farmat destul de mult, dar nu știu, și mai e foarte mică care avem. Avem o grămadă de chestii pe aici. Dacă vă interesează cu ce iteme dăm noi damage-ul ăsta de 9k, 900, nu știu, e cam mic, cred că nu mi-am dat buff-ul cu P-uri, adică nu cu P-uri, cu multe full INT. Trebuie să băgăm, dați un pic, trebuie să băgăm așa, scutul cu INT și avem aici soluția astea cu INT, ne dăm buff, așa, acum le băgăm pe astea așa frumos, așa scutul ăsta, și acum o să dăm, dați un pic, dacă nu mă omoară, pentru că cred că mi s-au trans site-urile, dăm 10.5. Ia să vedem dacă sunt și site-urile activate. Sunt alte site-uri activate, dar sunt, nu știu de ce, în scală atât de mult. Hai să mai luăm din toată mapa asta. Bun. Deci avem planuri mari pentru Madden 2 Rubinum. De fapt, noi am vrut să facem PvP la 55 și 61, dar nu să mai pierdem vremea aiurea pentru level-urile astea și să facem alte iteme aiurea. Așa am zis, mai bine, creștem, facem level mare, facem 5, facem iteme ca lumea și dacă vrem să ne distrăm după, o să facem alt caracter mai mic cu iteme full. Am de vedere că avem de foarte avem nevoie de foarte multe iteme care sunt foarte mulți bani, gen cureaua care e 4 miliarde și nu știu, un mount care are 30 de mob și și ăla e destul de scump, plus skin-uri care și aia sunt scumpe, gen, începând de la 8 miliarde la 15 miliarde. M-a întrebat cineva dacă o să fac brazlă pe Madden 2 Rubinum și da, o să vreau să fac brazlă. Încă nu m-am gândit bine la nume, adică am avut câteva de-astea, cum să zic, sugestii de la cineva. Sunt ele cât de cât bunicere, gen, a sugerat să pun numele Madden, România Gods, Zei. Așa cum suntem noi zei, pentru că suntem metin din interfacțion și n-a fost o idee chiar foarte rea. Dar dacă aveți voi o sugestie mai bună, un alt nume mai bun, chiar aș vrea sugestia voastră. Cred că voi aveți un nume mai bun. Nu știu, dacă aveți o idee genioasă, poate o să vă folosim numele vostru. Gen, dați-ne exemple de nume de brază. O să facem brază, să ne găsiți aici. Vrem să facem, nu știu, o serie ca lumea de Madden 2 Rubin și o să ne apucăm și de Madden 2 Ro. Asta ar fi update-ul cel mai mare, bănesc că voi toți așteptați Madden 2 Ro. O să facem și Madden 2 Ro, pentru că știu că asta vreți.
Dar o să avem alte două serii de moment, nu știu, ceva din genul, pentru că suntem gustăm și cu timpul, dar aș vrea două serii să le avem asigurate, gen Metin 2 Roy și Metin 2 Rubin, pentru că adică are mulți playeri, mie îmi place Metin 2 Rubin, adică m-a captivat, să zic așa, e foarte interesant. Și o să facem multe chestii aici. Adică vreau să am așa gen două serii complexe, gen de care să mă țin. Oricum vreau să ridic canalul pentru că este destul de mort și nu mai sunt multe vizualizări cum erau înainte și trebuie să postez zilnic. Încerc să postez zilnic de la între orele 7 și 8 seara. Dar videoclipul ăsta o să apară undeva dimineața pentru că ne-am axat pe farm, pentru că dintr-o dată de la level de 40, că am obținut ultima oară, și pe genul 40, am ajuns la 84 și o să stăm 90 în seara asta, deci o să stăm până mai târziu, vedem ce mai zice și Mentosana. E sponsorizat de Metin 2 Rubin. Clar, nu suntem sponsorizați de Metin 2 Rubin, pentru că nu cred că fac sponsorizări cu... momentan nu știu, poate o fi ceva cu YouTuber pe Metin 2 Rubin, dar nu știu sigur că este treaba, trebuie citit regulamentul, poate beneficiem și noi de un anus, habar nu știu, de poate îți dă JD-ul, nu știu sigur cum e treaba, că am văzut că mulți fac și Twitch aici, o să vedem. Oricum, noi acum ne axăm pe Metin 2 Rubin, vrem să tragem tare de Paște, acum să ne ia evenimentul pe Metin 2 Rock, pentru că altfel nu văd o variantă mai bună de a începe de la zero și a face ceva de nu știu ce event o să bage, sper să fie ceva din care să scoate ceva bănuți să tragem tare, altfel nu știu cum o să fie treaba, să nu avem absolut nimic pe mine, vă rog, gen o să fie notiță la 0-0-0, încă nu știu pe ce server o să începe Metin 2 Rock. Dar dacă aveți o preferință așa de ce server ați vrea să intru eu, nu știu, poate îmi ziceți plăcează, bă, dar bănesc că mulți dintre voi jucați Metin 2 Rock, pentru că v-ați abonat, am în vedere că eu nu jucam Metin 2 Rock foarte mult. Și bănesc că pe Scorch, nu știu, Scorch sau Polaris, gen, nu știu, o îmi ziceți pe ce server ați vrea să mă apuc și o să văd pe ce server o să mă apuc. Depinde, unde sunt mai mulți. Nu știu unde e piatra. Bun, cunosc că mulți o să ziceți să mă apuc pe serverul nou care este Dragon sau așa de genul. Că e mai nou și oamenii sunt mai, nu știu, fără iteme de început. Nu au baza aia grea. Dar oricum, Metin 2 Rock acum este pay to win și e greu să realizezi ceva. Da, în fine, oricum o să ne axăm acum cu Binum și pe aceea o să ne băgăm și pe Ro, o să ne lasă două serii. Noi o să tragem tare să facem nou un deck, să farmăm și noi în mapa beta. De asta creștem și șamancele, vrem să le facem la maxim. Pentru că vrem să facem accesările alea cu inutilitățile de 90 sau ceva gen, accesările beta. O să ne mai dea ceva inută. Să le facem full inută ca să putem să vindem buff, cum s-ar zice, o să fim ca boșurile aceia care fac un map 2, să știu, ei singuri care sunt aia, dar nu prea sunt români, sunt din alte țări care fac asta și fac destul de mult bani, deci vreți să văd că am stat eu acolo, am stat în map 2 vreo 20 de minute și cred că am văzut cel puțin 20 de oameni care au venit și de acel la aia și dacă treau 200 de milioane, cât de cât stai să farmezi aici, mai bine să faci un buff. Cu pe ori pâine tăi și stai acolo ca postul, mai să nu faci afaceri de ilegale de vândut buf. Cam asta, nu știu. Avem aici multe chestii inutile strânse în inventar, pentru că am o lene enormă de a le arunc la asta, trebuie să văd cum o fac eu timpul să îi le arunc. Este important că nu vreau să aici, avem, de fapt am strâns astea 300 de Contraconis, o să vreau să-mi fac cât mai repede alchimia, la momentan alchimie nu prea am cine știe ce chestii, gen am antice, îmi doresc că doar antice am, legendare nu cred că am, n-am la nimic legendar,
se zicea, antican din fiecare. Dar cu corul draconis ăsta care l-am mai am aici în inventar, eu zic că o să fac și cel puțin un legendar din fiecare. Dar până la strălucite și excelente și de-astea mai avem o groază. Dar ușor cu timpul, eu zic că avem cât astea aia. E a patra zi, cred, sau a treia zi de când joc cu Bino. Eu zic că am făcut destul de multe, dar asta a însemnat multe ore de par, par ca lumea. Și o să urmeze și live-uri, dar nu știu când, sper destul de curând, pentru că mai am câteva chestii de configurat și lipsește microfonul, pentru că eu fac acum cu microfonul laptopului care îl are și eu zic că s-au destul de bine și cu ăsta, dar nu știu dacă vreau calitatea mai mare. O să vedem cum funcționează cu treaba asta și să văd și ce net am, gen să sperăm care e banda asta mare de net, bine că acum sunt la cămin. O să văd dacă ne susține live-urile. Adică sperăm să nu fie lag live, refuzând câteva teste înainte de a face treaba asta. Și să sperăm să facem ceva live pe început. Ne rugăm și facem cu Metin 2 Ro. Dar mai întâi să facem ceva și cu Metin 2 Ro și facem acum și Metin 2 Ro. Toate zise, cred că cam astea avem de spus cu Metin 2 Rubinum, că cam astea sunt update-urile care le avem. De level 84, ne-am făcut de level 85, asta are 85 Mentosana, Shamanci de 82, bănesc că poate reușim să facem cu 90. Mă, cam asta mai boșilor, aia am zis boșilor, am zis fantomelor, dar asta e obișnuința. Ne vedem mâine, cred că tot pe ora 7 sau 8 seara, cu un alt episod. Până atunci, multă baftă!